Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că urmăriți canalul Teorii Incredibile. Astăzi vorbim despre ceva ce ni se pregătește din umbră și despre care nimeni nu prea pomenește. Venitul de bază necondiționat, de altfel o temă importantă care naște dezbateri aprinse în cercuri restrânse. Parcă sună prea bine ca să fie adevărat. În funcție de modelul din fiecare stat, asta ar însemna că fiecare dintre noi ar primi pe lună circa 1000 de euro de la stat, fără niciun fel de condiție. Dacă ne luăm după critici, modelul este nerealist și nesustenabil financiar. Totuși există anumite indicii care lasă de înțeles că noi, milenialii, vom apuca să trăim în acest cadru socioeconomic. Venitul universal de bază este o propunere controversată în care guvernul oferă plăți regulate și permanente în numerar fiecărui cetățean cu scopul de a elimina pe toți din sărăcie, încurajând participarea lor la economie și acoperind costurile nevoilor lor cele mai fundamentale, inclusiv alimente și îmbrăcăminte. Toată lumea, cu alte cuvinte, primește un salariu, indiferent dacă lucrează sau nu. Ideea de a stabili un venit universal de bază a fost în jur de secole, dar rămâne în mare parte experimentală. Canada, Germania, Elveția și Finlanda au lansat studii privind variațiile de venituri universale de bază. A câștigat un impuls printre anumiți economiști, sociologi și lideri ai industriei tehnologice, cu apariția tehnologiei care a permis fabricilor și întreprinderilor să automatizeze fabricarea de bunuri și să reducă dimensiunea forței de muncă umane. Senatorii canadieni dezbat legislația privind venitul de bază universal, iar alte state ale lumii lucrează în taină la acest lucru. Chrystia Freeland, pionul Forumului Economic Mondial, cea care a colaborat cu premierul Justin Trudeau pentru a îngheța conturile bancare și a fura banii canadienilor, este însărcinată să conducă proiectul privind venitul universal de bază. Întrebați-vă de ce ar fi necesar acesta dacă nu există planuri de a prăbuși economia și de a forța pe toată lumea să fie dependentă de pomana guvernului. Senatul canadian se află în prezent în sesiunea a doua de examinare a unui proiect de lege care urmărește să elaboreze un cadru național pentru un venit de bază garantat pentru trai. În mijlocul haosului din politica canadiană din ultimele luni, Senatul a propus și se află acum în a doua lectură a proiectului de lege S-233. Proiectul de lege, dacă va fi adoptat, va cere ministrului de finanțe să dezvolte un sistem național pentru a oferi un venit de bază garantat pentru trai tuturor persoanelor din Canada cu vârsta de peste 17 ani. Ministrul este necesar să elaboreze un cadru național pentru implementarea unui program de venit de bază garantat de trai pe întreg teritoriul Canadei pentru orice persoană cu vârsta de peste 17 ani, inclusiv pentru lucrătorii temporari, rezidenții permanenți și solicitanții de refugiați. Se arată în textul proiectului de lege, care a fost introdus pentru prima dată în Senat în luna decembrie a anului trecut. În elaborarea cadrului, ministrul trebuie să se consulte cu ministrul sănătății, cu miniștrii responsabili pentru ocuparea forței de muncă, dezvoltare socială și dizabilități, cu reprezentanții ai guvernelor provinciale responsabile pentru sănătate, dizabilități, educație și dezvoltare socială, cu bătrânii indigeni, cu organismele de conducere indigene și cu alte părți interesate relevante, inclusiv cu elaboratorii de politici și cu factorii de decizie politică, precum și cu experți în alte programe de venit de bază garantat pentru trai, adaugă proiectul de lege. Potrivit textului proiectului de lege, unele dintre obiectivele sale sunt crearea unor standarde naționale pentru sănătate și asistență socială, precum și o măsură de colectare de date pentru a determina ce constituie un venit de bază decent
pentru fiecare regiune din Canada, luând în considerare bunurile și serviciile care sunt necesare pentru a se asigura că cetățenii pot duce o viață demnă și sănătoasă, precum și costul acestor bunuri și servicii pe piețele accesibile. Proiectul de lege se află încă în stadii incipiente și pentru a fi adoptat, ar fi necesar să fie aprobat de Senat, apoi să ajungă la Camera Comunelor, pentru a fi aprobat și acolo. În timp ce inflația și costul ridicat al vieții sunt considerate o problemă în Canada și în lumea occidentală în general, mulți sunt sceptici față de o astfel de abordare, deoarece ar avea ca rezultat o intervenție guvernamentală masivă și un control masiv asupra finanțelor personale. De fapt, proiectul de lege urmărește să o angajeze ca șefă a proiectului pe ministrul de finanțe Chrystia Freeland, care la începutul lunii martie a luat măsura fără precedent de a cere băncilor să înghețe conturile tuturor celor implicați în protestul Freedom Convoy din Ottawa, fără un ordin judecătoresc. Freeland este de asemenea membră a Consiliului de Administrație al Forumului Economic Mondial, grup care se află în spatele faimoasei Mari Resetări, o agendă despre care criticii spun că urmărește să instaleze un sistem global asemănător cu sistemul de credit social al Chinei. Potrivit proeminentului politician american pensionat Ron Paul, implementarea unui venit de bază universal este unul dintre obiectivele majore ale planului socialist global Marea Resetare al Forumului Economic Mondial. Marea Resetare implică o expansiune uriașă a statutului bunăstării prin intermediul unui program devenit de bază universal. Aceasta poate contribui la asigurarea respectării măsurilor autoritare ale Marii Resetări, a scris Ron Paul anul trecut, adăugând că măsurile autoritare descrise în Marea Resetare includ o extindere dramatică a statutului de supraveghere prin urmărire în timp real, utilizarea scanărilor cerebrale și a nanotehnologiei pentru a prezice și, dacă este necesar, pentru a preveni comportamentele neaprobate de guvern și certificate digitale pentru a putea călători. Forumul Economic Mondial are în vedere un sistem autoritar în care marile corporații acționează ca un partener al guvernului. Marile companii și-ar exercita puterile de monopol acordate de guvern pentru a maximiza valoarea pentru părțile interesate, în loc să le ofere acționarilor. Printre părțile interesate se numără guvernul, organizațiile internaționale, întreprinderea însăși și societatea civilă, a explicat Paul Ron. Acesta a adăugat că răspunsul dezastruos la pandemie este doar cel mai recent exemplu al modului în care cei care renunță la libertate pentru siguranță sau sănătate vor sfârși prin a fi lipsiți de libertate, nesiguri și nesănătoși. Congresmenul pensionat a concluzionat: în locul unei mari resetări a autoritarismului, avem nevoie de o mare renaștere a libertății. În ceea ce privește venitul universal de bază, acesta este experimentat și de Germania. Este o idee fluturată în principal de stânga, drept necesară, dar totuși intens criticată acolo. Sunt bani primiți fără a trebui să faci ceva în schimb. Este totuși ceva atipic, cel puțin pentru Germania. Dar Berlinul testează acum această soluție ca să-i vadă efectele și să vadă dacă este viabilă. Studiul este realizat de Institutul German de Studii Economice și a obținut o finanțare în valoare de 140.000 de euro din donații private. În ce constă? 120 de persoane primesc 1.200 de euro lunar, ceea ce reprezintă puțin peste nivelul sărăciei. Sunt aleși din diverse categorii sociale și de venit. Comportamentul este comparat cu al altor 1.380 de participanți la studiu, care nu beneficiază de venitul universal de bază. Este o cercetare care să aducă mai multă lumină în această dezbatere, care să confirme sau să infirme stereotipurile,
Susținătorii ideii spun că reduce inegalitatea și oferă oamenilor mai multă siguranță financiară. În același timp, oponenții spun că va fi încurajată nemunca și că este vorba de fapt despre control. Apologeții conceptului susțin că un venit universal, dincolo de beneficiul direct al unui sprijin pentru săraci, va îmbunătăți sistemul de asistență socială și chiar poate aduce reducerii de costuri. S-ar înlocui schemele complexe de ajutoare existente, care presupun cheltuieli administrative mari. Va fi practic mai eficient. De asemenea, dacă va fi universală, va fi eliminată frauda de la formele actuale de asistență socială. În privința descurajării muncii nu ar fi o problemă, pentru că venitul adus de o slujbă asigură suplimentul de bani. Lista contraargumentelor este mai lungă. Un pericol iminent ar fi că apariția unui astfel de venit pentru toți cetățenii va produce de fapt o explozie de cerere cu efect inflaționist. Pur și simplu, toată lumea va avea dintr-o dată un nou venit disponibil pe care îl va cheltui. Și, de fapt, venitul universal de bază, făcut să scoată oamenii din sărăcie, nu ar face decât să ridice pragul sub care este considerată sărăcia. Dincolo de pericolul inflaționist ar fi și cel al nemuncii. Apoi, introducerea unui sistem de asistență socială generos ar reduce semnificativ resursele publice pentru alte domenii, sănătate, educație, iar o subfinanțare acestora va crea probleme acute în viitor, care pun în pericol chiar existența acestui venit universal de bază. Un experiment cu venit minim garantat a fost derulat de Finlanda, care a desfășurat un experiment similar timp de 2 ani, cu un venit totuși mult mai mic, de 500 de euro pe lună. Iar rezultatul poate fi cel mult neconcludent. Deși beneficiarii au avut un sprijin atunci când au rămas fără lucru, totuși venitul universal de bază nu a dus la scăderea șomajului, așa cum teoretizează susținătorii, care merg pe ideea că statul îți dă, dar nu îți bagă și în traistă și tot trebuie să muncești ca să-ți fie bine. În aceste luni de blocaj economic, guvernele statelor au introdus scheme de ajutor care seamănă cu venitul universal, de la banii dați gratis în America până la acoperirea șomajului tehnic în mai multe țări. Însă, sunt măsuri excepționale. Permanentizarea ar veni cu marea întrebare a sustenabilității. Nevoia unui venit universal de bază este dezbătută intens și în contextul transformărilor din economie, care aduc o automatizare accelerată. Extinderea rapidă a roboților va duce la dispariția multor locuri de muncă. Productivitatea va crește semnificativ și în acest context, în care forța de muncă pierde teren, este posibilă o taxare mult mai puternică a capitalului sporit de automatizare. Cum funcționează venitul universal de bază? Există multe variații ale venitului universal de bază. Propunerea cea mai de bază ar fi înlocuirea programelor de securitate socială, compensare a șomajului și asistență publică cu venituri de bază pentru fiecare cetățean. Rețeaua americană de garantare a veniturilor de bază sprijină un astfel de plan, afirmând că sistemul de încercare de a forța americanii în forța de muncă ca o modalitate de eliminare a sărăciei nu s-a dovedit de succes. Unele estimări arată că aproximativ 10% dintre persoanele care lucrează cu normă întreagă pe tot parcursul anului trăiesc în sărăcie. Munca grea și o economie în plină expansiune nu s-au apropiat de eliminarea sărăciei. Un program universal, cum ar fi garanția de bază a venitului, ar putea elimina sărăcia, spun specialiștii. Planul ar oferi un nivel de venit necesar pentru satisfacerea nevoilor cele mai de bază fiecărui american, indiferent dacă a lucrat. Într-un sistem este descris ca o soluție eficientă și echitabilă pentru sărăcie care promovează libertatea individuală și aspectele benefice ale unei economii de piață în vigoare.
O versiune mai complicată a venitului de bază universal ar oferi aproximativ aceeași plată lunară pentru fiecare adult american, dar ar necesita de asemenea ca aproximativ un sfert din bani să fie cheltuiți pe asigurarea medicală. De asemenea, ar impune impozite graduale la venitul universal de bază pentru orice alte câștiguri de peste 30.000 de dolari anual. Programul ar fi susținut prin măsuri precum eliminarea programelor de asistență publică și a programelor de acordare a drepturilor, cum ar fi securitate socială și medicare. O propunere universală de venituri de bază ar oferi 1.000 de dolari pe lună tuturor celor 234 de milioane de adulți din Statele Unite. O gospodărie cu 2 adulți și 2 copii, de exemplu, ar primi 24.000 de dolari pe an, abia atingând pragul sărăciei. Un astfel de program ar costa guvernul federal 2,7 miliarde de dolari pe an. Potrivit economistului Andy Stern, care scrie despre venitul universal de bază într-o carte din 2016, ridicând etajul. Stern a spus că programul ar putea fi finanțat prin eliminarea a aproximativ un trilion de dolari în programele antisărăcie și reducerea cheltuielilor pentru apărare, printre alte metode. Sunt voci care susțin ideea unui venit universal de bază. De exemplu, Charles Murray, cercetător la Institutul American de Întreprinderi și autorul volumului În mâinile noastre, un plan de înlocuire a statului bunăstării, a scris că un venit universal de bază este cel mai bun mod de a menține o societate civilă în mijlocul a ceea ce el a descris ca o piață a muncii care vine spre deosebire de orice din istoria omenirii. Trebuie să fie posibil în decurs de câteva decenii ca o viață bine trăită în SUA să nu implice un loc de muncă așa cum este definit în mod tradițional. Vestea bună este că un venit universal de bază, bine conceput, poate face mult mai mult decât să ne ajute pentru a face față dezastrului. Este de asemenea un avantaj neprețuit. Injectarea de noi resurse și energie nouă într-o cultură civică americană, care a fost în mod istoric una dintre cele mai mari resurse ale noastre, dar care s-a deteriorat alarmant în ultimele decenii, spune Charles Murray. Însă criticii unui venit universal de bază spun că acesta creează un factor de descurajare pentru oameni să muncească și răsplătește activitățile neproductive. Instituțiile Mises, numite pentru economia austriacă Ludwig von Mises, spun că antreprenorii și artiștii care se luptă pentru un motiv indiferent de motiv, piața a considerat că produsele pe care le furnizează nu sunt suficient de valoroase. Lucrările lor pur și simplu nu sunt productive în funcție de cei care ar putea consuma bunurile, sau în cadrul unei piețe funcționale, producătorii de bunuri pe care consumatorii nu le doresc ar trebui să abandoneze rapid astfel de eforturi și să-și concentreze eforturile în zone productive ale economiei. Dar venitul universal le permite acestora să facă eforturi în continuare cu banii celor care au produs de fapt valoare, ceea ce ajunge la problema finală a tuturor programelor guvernamentale de bunăstare. Criticii descriu de asemenea venitul universal de bază ca o schemă de distribuție a bogăției care îi pedepsește pe cei care muncesc mai mult și câștigă mai mult, direcționând mai mult din câștigurile lor către program. Cei care câștigă cel mai puțin beneficiază cel mai mult de acest program, cred scepticii. Filozoful umanist Thomas More, scriind în lucrarea sa seminară 1516 Utopia, a argumentat un venit universal de bază. Activistul câștigător al premiului Nobel, Bertrand Russell, a propus în 1918 că un venit universal de bază, suficient pentru necesități, ar trebui să fie asigurat pentru toți, indiferent dacă lucrează sau nu, și că un venit mai mare ar trebui acordat celor care sunt dispuși să se angajeze în unele lucruri pe care comunitatea le recunoaște ca utile. Pe această bază putem construi mai mult, a spus Bertrand Russell. Afirmația acestuia a fost că satisfacerea nevoilor de bază ale fiecărui cetățean
îi va elibera de a lucra la obiective mai importante ale societății și de a trăi mai armonios cu semenii lor. După cel de-al doilea război mondial, economistul Milton Friedman a promovat ideea unui venit garantat. Friedman a scris: ar trebui să înlocuim programele specifice de bunăstare cu un singur program cuprinzător de suplimente de venit în numerar. Un impozit pe venitul negativ, care ar oferi un minim sigur pentru toate persoanele care au nevoie, indiferent de motivele pentru nevoile lor. Acest venit oferă o reformă cuprinzătoare, care ar face mai eficient și mai uman ceea ce face sistemul nostru de protecție socială atât de ineficient și inuman. În epoca modernă, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a promovat ideea spunând absolvenților Universității Harvard că ar trebui să explorăm idei ca venitul universal de bază pentru a ne asigura că toată lumea are o pernă pentru a încerca noi idei. În ultimii ani, studiile au început să supra-solicite spectaculos când vine vorba de dispariția locurilor de muncă. Cel mai cunoscut dintre acestea a fost făcut de Universitatea Oxford și susține că până în 2030, aproape o jumătate dintre posturi vor dispărea din cauza automatizării locurilor de muncă. Să ne gândim doar când am apelat ultima dată la un funcționar dintr-o bancă sau la o agenție de voiaj. Sau să ne gândim la posibilitățile oferite de imprimantele 3D, de mașinile autonome sau de drone. Și parcă ideea devine cât de cât plauzibilă. Totuși, până la urmă, aici este vorba doar de o predicție a celor din branșele respective. Nimeni nu poate ști cu exactitate câte joburi vor dispărea, nici câte vor fi înlocuite sau create. Singura garanție pe care o avem la acest moment este că piața muncii se va schimba din temelii. Totul se învârte în jurul banilor. Aprecierea și solidaritatea sunt idei drăguțe, dar nu se reflectă în PIB. De fapt, întrebarea se pune altfel. Dacă sute de mii de oameni își pierd locul de muncă și trăiesc de pe o zi pe alta, de unde bani să mai comandăm de pe Amazon, Foodora și alte platforme? Sau o să ajungă tot roboții să și mănânce în locul nostru? De curând, Larry Fink, șeful celei mai mari companii de gestiune a activelor, a făcut apel la companii să răspundă la întrebările urgente de interes pentru mediul economic și social. După spusele lui, clasa politică nu este în stare să vină cu soluții. Cu alte cuvinte, pacea socială și prin extensie și consumul liber sunt în pericol. Un venit de bază care să nu se îndepărteze prea mult de nivelul de subzistență, dar care nici să nu se avânte la sume exorbitante, ar fi de natură nu doar să liniștească masele, ci și să stimuleze consumul. Spun specialiștii care susțin această idee. Un fel de pâine și circ, dar în mediul digital. De ceva timp, la Forumul Economic Mondial din Davos, se discută tot mai mult despre un venit de bază necondiționat. Totodată, tot mai mulți lideri din mediul economic, precum Timotheus Hodges, șeful Telecom, șeful Siemens, dar și șefii de companii din Silicon Valley, precum Mark Zuckerberg sau Elon Musk, se declară în favoarea venitului de bază. De la un punct încolo, marea întrebare pusă de criticii acestui model, și anume, bun, și cine plătește pentru asta, ar putea să se transforme, mulțumită impulsului dat de mediul economic, în cum putem finanța venitul de bază necondiționat. Generația milenialilor este prima generație de după război care este mai săracă decât cea de dinainte. Chiriile sunt tot mai mari, visurile la fel, iar nimeni nu poate declara la modul serios că sistemul de pensii este sustenabil. Toate acestea ne împing în căutarea libertății financiare. Unii o găsesc în criptomonede, în surse de venit pasive, într-un stil de viață fără bani sau într-un stil de viață spartan cumulat cu o pensionare timpurie. Marea majoritate a populației însă a ajuns să amâne discuția despre pensie cum amână elevii temele.
Chiar și părinții noștri cred în proporție de aproape 65% că nouă ne va merge mai rău decât le-a mers lor. Școlile private și centrele de meditații se înmulțesc ca ciupercile după ploaie și părinții se plâng de nivelul tot mai scăzut al bacalaureatului. Este care pe care în cursa pentru locurile cele mai bune. Oare câți vor reuși să ajungă pe arca autonomă a lui Noe? Cine scrie codul viitorului și își lasă o portiță spre o viață îndestulată? Între timp asistăm la un număr fără precedent de oamenii care renunță la studii, care au probleme psihice sau care suferă de sindromul burnout, chiar la începutul carierei. Subconștientul acestei generații este marcat de un sentiment de nesiguranță perpetuă, un stres cronic, ce atrage după sine căutarea unei soluții salvatoare, un colac de salvare care să ne permită să luăm o scurtă gură de aer, care să ne redea sentimentul de siguranță din copilărie. Și astfel, prieteni, se creează conjunctura perfectă pentru introducerea venitului garantat de bază. Voi ce părere aveți? Aștept să înscrieți în secțiunea de mai jos. De asemenea, vă reamintesc să vă abonați dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal și să dați like și share dacă v-a plăcut acest material. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!